Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre recunoașterea imobilizării corporale și despre amortizarea unei investiții. S-a concesionat un teren de la primăria orașului pe o perioadă de 49 ani. Pe terenul respectiv a fost amenajată pavaj, iluminare, etc., o terasă în aer liber. Poate fi recunoscută o asemenea investiție ca o imobilizare corporală? Cum se realizează amortizarea? Iată de răspunsul oferit de specialiștii portal contabilitate.ro. O clădire reprezintă o construcție sub formă de incintă închisă în care se desfășoară o activitate umană de locuire, de producție, de învățământ, de sănătate, de cultură, de agrement, de servicii, de administrație, de cult, de transport, gară, de poștă și telecomunicații. Potrivit prevederilor menționate în legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, construcții cu caracter provizoriu, sunt definite ca fiind construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială, confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, filme și reclame, copertine, pergole, ori altele asemenea. În sensul prezentei legi, realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive. Potrivit articolului 6, litera C din legea 15/1994, nu sunt considerate mijloace fixe construcțiile și instalațiile provizorii. În situația menționată de dumneavoastră, investițiile efectuate pentru amenajarea unei terase în aer liber nu pot fi cuprinse în categoria construcțiilor provizorii. Totuși, apreciem că puteți să înregistrați aceste investiții în categoria imobilizărilor corporale, în contul 2112, amenajări de terenuri, potrivit prevederilor punctului 113 alineatul 2 din reglementările contabile aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor Publice 355/2009, investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă determinată de administratori sau persoanele care au obligația gestionării entității pe baza duratelor de viață utile ale acestora. Se va întocmi un proces verbal prin care se va stabili durata de recuperare a cheltuielilor efectuate pentru amenajarea terenului respectiv, care va fi aprobată de administrator. De regulă, această perioadă va fi mai mare de un an. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile efectuate pentru amenajări de terenuri se amortizează liniar pe o perioadă de 10 ani, potrivit prevederilor articolului 24 alineatul 11 litera D din codul fiscal.